Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Suma pentru despăgubirile acordate împotriva secetei este foarte mică, iar fermierii din Asociația Grânarii din regiunea Moldovei cer un plan de lungă durată pentru o agricultură mai eficientă. Astăzi, în zona din care fac parte fermele din această asociație, porumbul este afectat în proporție de 90%, iar un procent nesemnificativ din culturi sunt irigate, pentru că nu există surse de apă. În plus, agricultorii atrag atenția că nu există un fond de garantare sau polițe corecte pentru asigurări de secetă, condiții în care mulți agricultori vor ajunge în faliment, avertizarea făcută de reprezentanții Asociației Grânarii din Moldova. Am primit promisiuni, dar din păcate au fost amânate până a fost dată acea sumă derizorie propusă. Este o sumă foarte mică, iar noi ca și fermieri ne simțim înșelați, păcăliți. Este momentul să spunem că în țara asta e nevoie de mai multă asumare, de mai multă corectitudine, de mai multă atenție și dorim pentru români să facem mai mult, fiindcă de promisiune ne-am cam săturat, vrem ceva concret, nu vrem bani, vrem investiții, vrem un plan pe 10-20 de ani. Vedem cum celelalte țări din jur reușesc să progreseze mult mai repede, au conducere mult mai activă, sunt mult mai activi și la Bruxelles, obțin mult mai mult. Vecinii noștri din Ucraina, deși nu sunt membri în Uniunea Europeană, reușesc să convingă mult mai ușor decât reușim noi. Poate nu știm să cerem, poate noi, ca și fermieri, nu știm să solicităm reprezentanților noștri, factorilor politici, să lupte mai mult. Iar din acest motiv ne dorim ca mesajul nostru să ajungă cât mai sus, să încercăm să mobilizăm și clasa politică, fiindcă ceea ce facem noi nu este doar pentru societățile noastre. Este pentru toată țara. Suntem plătitori de impozit, suntem oameni serioși și e cazul să ne punem la aceeași masă și să vedem în ce parte apucăm. Nu e vorba că fermierii nu și-au făcut planul de afaceri bine, ci e vorba de faptul că Europa a înțeles a interveni în piață prin legislație care a deformat totul. A venit cu legislație care a exclus taxele vamale din importurile din Ucraina, a venit cu legislație care a interzis importul de îngrășăminte din Rusia și din alte origini. Prin urmare, întreaga piață s-a deformat. Europa a găsit de cuvință să vină cu această legislație fără a se gândi și la impactul din piața românească sau din țările de est. Prin urmare, fermierii au ajuns să se găsească în fața faptului de a cheltui de două ori mai mult pe inputurile pe care le-au achiziționat. Cheltuielile au devenit mult prea mari, au trebuit să se crediteze în această idee. Iar apoi, datorită intervențiilor artificiale în piață din partea Uniunii Europene, care a urmărit interese ucrainiene și interese a Europei de vest, a găsit niște soluții care pur și simplu ne-au distrus prețurile la cerealele produse de noi, pe zootehnie sau pe toate domeniile din agricultură. Comisia Europeană a blocat pachetul de compensații în valoare de 100 de milioane de euro promis fermierilor din Europa Centrală și de Est, afirmând că Polonia, Ungaria, Bulgaria, România și Slovacia împiedică tranzitul cerealelor ucrainene către țările care doresc să le primească. Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei, mai sunt probleme de rezolvat și unele provocări de înfruntat înainte ca pachetul de compensații pentru fermieri să poată fi pus la dispoziție. Vedem detalii imediat în jurnal într-un articol semnat de colegul meu Ciprian Voinea, de la site-ul agrotv.ro. Comisia susține că cele 5 țări nu reușesc să-și îndeplinească partea de negociere prin care executivul Uniunii Europene a aprobat interzicerea importurilor din Ucraina în aceste țări, în schimbul eliminării interdicțiilor unilaterale și ridicării restricțiilor de tranzit pentru cerealele ucrainene, informează RMX citând surse din interiorul executivului comunitar.
Potrivit unor surse, guvernul ucrainean a făcut presiuni pe lângă președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, pentru ridicarea acestor restricții. Cum aprobarea finală a pachetului de compensații trebuie să fie vizată de von der Leyen, aceasta vrea garanții că nu vor mai exista restricții privind tranzitul și reexportul cerealelor ucrainene către țările care doresc să le primească. De asemenea, von der Leyen se opune transferului de 330 de milioane de euro în sprijinul celorlalte țări din Uniunea Europeană, sumă care a fost oferită pentru a se asigura că Spania, Italia și Franța nu vor bloca pachetul de compensații de 100 de milioane de euro pentru cele 5 state din Europa Centrală. Poziția Comisiei în ceea ce privește pachetul de compensații a fost exprimată după ce, recent, mai multe grupuri de fermieri polonezi cu 10 de tractoare au blocat camioanele cu cereale ucrainene la Medica, punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Polonia, nemulțumiți că guvernul de la Varșovia nu le-a plătit despăgubirile promise pentru compensarea pierderilor suferite. Compania Netagro a organizat recent în localitatea Ulmeni, județul Călăraș, în ferma proprie, cea de-a doua ediție a evenimentelor în câmp marca Netagro, tehnologii esențiale. Platforma a avut ca parteneri companiile de top, Lidea România, ICL și Syngenta România, care au adus în câmp tehnologii consacrate, dar și soluții inovatoare, atât pentru cultura de grâu, cât și pentru cultura de rapiță, unul dintre elementele noi în platforma din acest an. Participanții au avut oportunitatea să descopere tehnologii cu eficiență dovedită, dar și noutăți în materie de genetică și nutriția plantelor. Vedem detalii de la eveniment imediat într-un reportaj exclusiv marca AgroTV. Astăzi ne aflăm în ferma Netagro, la cea de-a doua ediție a platformei tehnologii esențiale, în care am avut parteneri de această dată, compania Lidea pe partea de genetică, pentru protecția plantelor, compania Syngenta, iar pentru fertilizarea de bază ICL. Netagro a venit în această platformă cu portofoliul său de produse exclusive, tehnologiile Netagro, pe parte de nutriție foliară. Este un eveniment în care Netagro își dorește să se adreseze propriilor săi clienți, partenerilor noștri fermieri, nu din postura de companie de distribuție, ci îndeoseb din postura de fermier. Această fermă este locul unde urmărim rentabilitatea, căutăm profitabilitatea culturii, dar în același timp testăm toate tehnologiile pe care ulterior le recomandăm partenerilor noștri fermieri. Noi deja am dat startul la campania de toamnă pentru tratamentul semințelor de cereale poioase. Recomandăm fermierilor, nu este târziu, să pornească din timp, să contacteze colegii noștri din teren și să întrebe, pentru că avem un portofoliu complet pentru tratamentul semințelor de cereale poioase. Austral Plus este insectofugicid, gata amestecat. Pe lângă protecția dăunătorilor de sol și boli, avem și un efect de fitotonic, cumva de înrădăcinare. Iar dacă fermierii doresc un tratament cu fungicid de la cereale poioase, avem Vibrance Duo, două substanțe active, o substanță cu mod de acțiune SDHI, cu o înrădăcinare foarte puternică, ajută fermierii la captarea apei din sol și a elementelor nutritive care există. Un sistem radicular mai bogat înseamnă mai mulți nutrienți și o dezvoltare mult mai puternică. Raport calitate-preț foarte bun, avem Celeste Extra, două substanțe active, și Dividend M, o substanță activă pentru tratamentul fungicid al cerealelor poioase. ICL anul acesta a venit cu o gamă nouă de produse, se numește PK Plus, îngrășăminte care au la bază fosfor și potasiu, deci sunt îngrășăminte care nu conțin azot. Tehnologia este adaptabilă, îngrășămintele sunt foarte variate, la Netagro aici pe câmp s-a aplicat un 35, dar în portofoliu există și alte îngrășăminte care au un conținut mare de fosfor, unele sunt echilibrate de genul 0,21,20 sau 0,16,30. Respectăm indicațiile date de Uniunea Europeană și de codul de bune practici, care prevede aplicarea azotului în primăvară. De aceea, îngrășămintele din gama PK se pretează excelent culturilor de prășitoare și de rapiță, iar fermierul poate să-și aplice îngrășământul pe bază de azot în primăvară, sub ce formă este disponibilă sau dorește. Am fost prezenți în fața fermierilor cu portofoliu de cereale păioase, cu câteva dintre soiurile de cereale păioase și două concepte noi pe care le comercializăm în România. Pachetul PAC Protect este un concept cu care venim în fața fermierilor. Include trei produse, hibridul Capello, soiul Alicia și Trifoi. Funcționează ca o capcană naturală împotriva dăunătorilor, împotriva lui Melighetes. În felul acesta, fermierul, având un spor de producție datorită acestei capcane naturale, soiul Alicia înflorind cu 7 zile mai devreme față de hibridul Capello, automat dăunătorii vor
afecta doar soiul care va înflori mai devreme. Al doilea concept este covorul vegetal, Lid Symbio, semănat alături de Capello, un covor vegetal format din fân grecesc și măzăriche amară, care asigură practic un start, un răsărit uniform al culturii de rapiță și fixează azotul atmosferic datorită nodozităților pe care le formează măzărichea amară. O bună parte din fermierii care au participat aici folosesc deja verigi din tehnologiile Netagro. Pentru unii a fost confirmare la ceea ce deja știau. Pentru unii cred că a fost o chestie interesantă de văzut și faptul că pot avea posibilitatea de a interveni cu ceva, cu anumite soluții, eu le spun pastile fertilizante, adaptate, în funcție de ce e nevoie. Probabil că alți fermieri așteaptă, cum și noi așteptăm, rezultatul final, recoltatul. Pentru că, de fapt, acolo vom vedea diferența dacă soluțiile pe care noi le-am gândit și le-am adaptat la condițiile de anul ăsta chiar vor fi utile. Și eu sper ca în fiecare an rezultatul să fie grăitor. Dorim să le mulțumim tuturor participanților, aproape 200 de fermieri care ne-au fost alături, ne bucură și ne onorează. Și mai mult decât atât, ne dorim să venim și în următorul an cu informații noi, atât pe partea de genetică, cât și pe partea de crop protection și de fertilizare, astfel încât să aducem în fermele partenere Netagro ceea ce ne dorim cel mai mult, profitabilitate pentru partenerii noștri și culturi care într-adevăr să fie rentabile. Noul ghid pentru instalarea tinerilor fermieri a venit cu câteva surprize pentru cei care vor să obțină finanțarea pusă la dispoziție prin intermediul AFIR. Tinerii fermieri care vor să primească fonduri europene vor fi nevoiți să se încadreze în anumite condiții neașteptate, spun consultanții. Prima dintre aceste condiții ar fi legată chiar de conceptul de tânăr fermier eligibil pentru finanțare. Mai multe explicații ne-a dat consultantul Ion Păunel în emisiunea Agricultura la Raport. Sunt anumite surprize în ghidul solicitantului și aș vrea colegul să mă completeze sau să mă contrazică dacă greșesc. Definiția de tânăr fermier, cea de 24 de luni, dacă 2014-2020, perioada de tranziție, nu puteam accesa măsura de instalare dacă aveam mai mult de 24 de luni cu condiția să fie avut această vechime ca o formă de organizare, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau administrată la unui SRL, din ce vedem în forma constativă a ghidului, acum, și dacă suntem persoană fizică și ne-am instalat cu mai mult de 24 de luni, suntem restricționați la finanțare. În această situație, cunosc foarte mulți tineri și cred că este, până la urmă, să zicem noi, o alegere greșită a Ministerului Agriculturii prin această definiție. Mai există și alte modificări față de programul precedent pentru tinerii fermieri. Printre acestea se numără suma de bani acordată, condițiile legate de cheltuirea banilor, precum și criteriile de selecție a proiectelor. Chiar dacă pare că este puțin la fel, dar nu este chiar la fel ca până acum, cel puțin la partea de punctaje, sunt lucruri care sunt total diferite față de ce știam noi în discuție din PNS, față de ce am avut pe tânărul fermier. Bineînțeles, era normal să mai fie anumite schimbări. Să începem în primul și în primul rând cu tabelul ESO, care începând cu acest an, și ați anunțat și în alte emisiuni aici, s-a modificat. Un alt element de noutate la prelucrările integrale. Avem bonificații pentru tinerii care preiau exploatație de la o persoană peste 60 de ani. Avem de asemenea bonificații pentru cei care preiau două exploatații, dar nu se pot cumula cu cea de la cei peste 40 de ani. Așa cum ne așteptam ca idee, o să acorde anumite punctaje pentru agricultura circulară, pentru agricultura de precizie, agricultura verde, polenizarea cu bondari, folosirea de prădători și așa mai departe. Și să închei, să zicem, cu o mică prezentare, că pe măsură ce mai vorbim o să mai spun câteva lucruri, cu siguranță le știe și colegul și ne completăm unii pe alții. Un alt element de noutate ar fi faptul că minim 40% din suma pe care o primesc, e bine de repetat ca idee, începând de anul acesta tinerii fermieri vor primi 70.000 de euro față de 40 sau 50.000 de euro, tot în două tranșe, 75 și 25, dar minim 40% din bani
trebuiesc cheltuiți în partea de investiții în fermă. Din cei 40%, minim 5% trebuie să mergem pe acea economie circulară, agricultură circulară și partea de combatere biologică. Există și câteva vești bune în ceea ce privește procesul de selecție al proiectelor. Se pare că vizitele în teren nu vor mai fi efectuate pentru toate proiectele, ci doar pentru cele care vor fi selectate la finanțare. Astfel, Ministerul Agriculturii speră să reducă birocrația și să accelereze ritmul de lucru al AFIR. Și un alt element de notat, dacă îmi permite colegul, cel puțin așa am văzut eu, așa cum eram noi obișnuiți, se scria proiectul, se depunea la AFIR, iar ulterior începea evaluarea din birou, conformitatea și eligibilitatea, se primea informații suplimentare dacă era cazul după ce se verifica în birou, după aceea avea loc vizita pe teren. Acum văd că vizita pe teren, ca și cred că este un lucru bun, va avea loc înainte de semnarea contractului de finanțare. Deci se face o evaluare preliminară a proiectelor, dacă îndeplinesc toate condițiile și așa mai departe, ei vor fi notificați că sunt eligibili, vor veni iar cu documentele care se cer pentru dosarul cererii de plată tranșa 1, iar în perioada până când semnează contractul de finanțare, vor avea și vizita în teren. Deci nu se mai face vizita în teren la depunere. Compania Dicorland a obișnuit deja fermierii cu soluții care acoperă o gamă completă pentru nevoile specifice agriculturii. La AgriPlant Aromagrotech, compania a prezentat în premieră deschiderea unei noi linii de agribusiness. Dicor Input vine să întregească seria de soluții pentru agricultură eficientă, alături de portofoliul consacrat de produse și servicii oferite de Dicorland. Colegul meu, Marius Milea, a realizat un interviu cu unul dintre reprezentanții firmei, care a anunțat de asemenea că va crește și numărul de reprezentanțe deschise în țară. Suntem prezenți cu un stand foarte, foarte complex, în care am integrat mai multe din liniile noastre de business, și anume linia principală, Dicorland, compania Dicorland, cu portofoliul consacrat de produse. De asemenea, linia de business a companiei Dicor Agro, specializată pe partea de soluții de irigații. De asemenea, linia de piese de schimb și consumabile, Dicor Parts. Și ca o noutate de data aceasta, o nouă linie de business pe care ne pregătim să o dezvoltăm, și anume Dicor Input. Ne vom face din ce în ce mai simțită prezența și în acest segment al agribusiness-ului, cât de curând. O linie de business pentru care în momentul de față suntem chiar și în recrutare, deci așteptăm candidați în acest sens. Bineînțeles, cum a spus și dumneavoastră, soluțiile pe care le propunem sunt, ca de fiecare dată, în măsură să acopere toate nevoile fermierilor. Soluții din partea noastră fermierii pot găsi odată prin suportul pe care îl oferim prin programele de finanțare, care sunt din ce în ce mai diversificate și din ce în ce mai, să spunem, flexibile pentru a se adapta fiecarei nevoi. Soluțiile vin din disponibilitatea din stoc. Stocul nostru actual este, sau mă rog, numără peste 800 de echipamente disponibile în România, deci cu livrare imediată, fără niciun fel de reținere. De asemenea, partea de after sales, partea de servicii de service, servicii de mentenanță, inclusiv pentru partea de irigații, în momentul de față putem oferi soluție completă care include și lucrări de infrastructură, deci acoperim chiar toate nevoile și suntem pregătiți pentru orice fel de solicitare. Avantajul nostru principal este echipa numeroasă din toate departamentele. În momentul de față suntem peste 230 de colegi care suntem angrenați în activitatea zilnică și venim în întâmpinarea fermierilor. Suntem de asemenea foarte aproape de partenerii noștri, de toți fermierii, printr-un demers de a pune la dispoziție un call center non-stop. Este un call center disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la numărul nostru scurt, steluță 8898, unde fermierii pot apela la orice oră și acolo vor regăsi, evident, toate ramurile
de interes, situații de service, parte de vânzări, parte de financiar, contabilitate, de ce nu, relații cu clienții și așa mai departe. Deci chiar suntem aproape de fermieri non-stop. Până la momentul de față, rețeaua noastră număra 5 parcuri, Iași, Galați, Ialomița, Piatra Olt și Remetea Mare în județul Timiș. Începând din luna iunie, vom fi mai aproape și de fermierii din județele Botoșani și Suceava prin deschiderea unui nou parc între cele două județe. O să comunicăm în viitorul foarte apropiat locația exactă, deci vom completa rețeaua cu un al șaselea parc, care de asemenea va dispune și de un concept store, de un magazin dedicat segmentului de piese de schimb, similar celui pe care l-am deschis în luna martie în județul Timiș, în localitatea Remetea Mare. Deci astfel rețeaua noastră va ajunge la 6 parcuri, ceea ce e în concordanță cu planurile companiei și foarte probabil numărul parcurilor va ajunge la minim 8 până la sfârșitul acestui an. O vedem așa. Pe rafturile magazinelor, pe marginea drumului, în cornete de hârtie vândute de comercianți ambulanți, câteodată o culegem chiar noi, în timpul plimbărilor prin pădure. Gabriela Kim însă a avut o viziune. Povestea începe în anii 2000, când, student la agronomie fiind, Gabriel făcea rost de bani ca taximetrist. Apoi a plecat din țară, a ajuns în Spania și a lucrat prima oară în acest domeniu. A învățat lucrurile practic. Mi-a plăcut și în 2007 m-am întors aici pe o suprafață relativ mică. Aveam un rând, un kilometru, un singur rând. Am prins drag, m-am informat din ce în ce mai mult și de la rândul ăla am ajuns undeva la vreo 28 de kilometri liniari de plante. Visul nostru a fost să ne facem un locușor într-o zonă mai retrasă de București. Am vândut și cu banii din construirea acelei locuințe, care nu era gata, am luat decizia să o vindem ca să ne putem desfășura aici. Soția i-a fost în permanență alături. Și mulțumesc din suflet că a fost lângă mine. Ea muncea ca să aducă ceva venituri, să putem susține. Eu munceam aici pentru că eram de dimineață până seara. Dar totul a fost foarte greu. În primii ani nu au câștigat nimic, doar au pus bani din buzunar. Acum are o cifră de afaceri de 150.000 de euro anual. Pare că e ceva secetos și că e uscat pământul, dar văd că sunt niște plântuțe. Da. Are aspectul de uscat pentru că aici se irigă prin tubul de picurare. El de desubt e destul de ud, dacă observați. Trebuie să consumi românește pentru o sănătate mult mai bună, pentru a-ți încuraja producătorul local, cum o fac atâtea țări. Acestea sunt căpșuni, afin, soiul duche, smeura galben, citria și soiul arapaho de mur. Mese încărcate cu cireșe din peste 100 de soiuri, de la cele galbene și zemoase până la cele roșii, mari și crocante. Toate vor fi puse spre degustare în cadrul tradiționalului festival concurs Sărbătoarea Cireșelor, organizat la stațiunea pomicolă Istrița. La fel ca în fiecare an, evenimentul aduce într-un singur loc cei mai mari producători de cireșe din țară, iar la final va fi ales soiul anului 2023. Sărbătoarea cireșelor va fi organizată pe 17 iunie, însă până atunci, cercetătorii de la stațiunea Istrița invită toți buzoienii la cules de cireșe. Cei care doresc fructe naturale pe care să și le culeagă personal pot merge în livada de la Săhăteni și vor avea parte de o experiență de neuitat. Pe 17 iunie, de la ora 11, va începe sărbătoarea cireșelor organizată în sediul fermei din Istra de Jos. Păi la sărbătoarea cireșelor o să avem un concurs în care vor fi expuse foarte multe probe de cireșe de la noi din livadă și de la plantațiile din jur. Pe lângă expoziție va fi și un concurs în care vor fi expuse 100 de probe sau poate mai multe și fiecare concurent va degusta din fiecare soi, va da o notă și acele soiuri care vor fi la degustare le vom avea și la vânzare. Și evident că, dacă tot un soi, acela va putea cumpăra sau va putea
cu lege. Cercetătorii permit vizitatorilor să petreacă timp printre cireșii încărcați de fructe, să adune câte cireșe vor, iar la final vor plăti pentru cât au cules. Prețul este de 15 lei pentru un kilogram. Sunt foarte mulți clienți care ne sună, care vor să-și culeagă singuri. Dacă este un trend de a culege singur cireșele, mă rog, nu neapărat cireșe, de a culege singur fructele. Și cam care este procedura? De ce ei vin la stațiune și... Ne sună, ne contactează pe noi, stabilim o zi cu ei când ar putea să vină și îi primim în livel, le arătăm rândurile unde pot culege. Noi am început să vindem de săptămâna asta, prețul este unul foarte bun. Noi acum vindem cu 15 lei. Cei care își culeg singur, prețul va fi mai mic. 10, 12 lei, ceva de genul. Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes.